Într-un laborator, un gălbenuș de o este injectat cu un lichid verde misterios. În doar o secundă, o copie identică iese din primul gălbenuș. Între timp, pe Hollywood Walk of Fame, legendara celebritate Elizabeth își primește în sfârșit steaua. În primul an, fanii se adună în jurul stelei pentru a-și arăta dragostea, dar pe măsură ce trece timpul, oamenii nu-i acordă atenție. Apar crăpături, dar nimeni nu le repară. Acum că a ajuns la vârsta a doua, lui Elizabeth este mai greu să obțină oferte de muncă și ajunge să fie gazda unei emisiuni de aerobic. Într-o zi, descoperă că baia femeilor este defectă, așa că folosește baia bărbaților. În timp ce ea se află în cabină, Harvey, președintele rețelei, intră pentru a-și face nevoile fără a-și întrerupe convorbirea telefonică. El continuă să se plângă de vârsta lui Elizabeth și de faptul că emisiunea lui are nevoie de cineva proaspăt și tânăr. După ce pleacă, Elizabeth iese și se privește în oglindă, în timp ce procesează ceea ce tocmai a auzit. La prânz, Harvey o concedează pe Elizabeth, deși este foarte vag în legătură cu acest lucru, deoarece este curajos doar în particular. În drum spre Acasă, Elizabeth este distrasă de faptul că își vede panoul publicitar de jos, iar mașina este lovită de un vehicul care se apropie, provocând un accident grav. Mai târziu la spital, medicul îi spune că nu are nicio zgârietură, așa că poate pleca acasă. Când observă data de pe profil, iurează la mulți ani, ceea ce o face să aibă în sfârșit o cădere nervoasă. După plecarea medicului, asistent anunță că trebuie să mai facă o examinare și începe să examineze coloana vertebrală. Concluzionează că este candidatul perfect înainte de a-i da jacheta pentru ca ea să poată pleca în sfârșit. Când ajunge afară, Elizabeth descoperă că asistenta a lăsat un pachetel în buzunarul hainei. Îl desface și găsește un stick pe care scrie substanța și număr de telefon, iar pe hârtie mai scrie mi-a schimbat viața. În acel moment este abordată de Fred, care mergea la școală cu ea. El îi spune că este la fel de frumoasă ca atunci și dă numărul lui de telefon. Acasă, Elizabeth urmărește conținutul sticului, care este un videoclip, făcând o reclamă la ceva numit substanța. Aceasta oferă utilizatorului experiența de a trica o versiune mai tânără și mai bună a sa, trecând de la corpul tânăr la cel bătrân la fiecare șapte zile. Crezând că este o înșelătorie, Elizabeth aruncă sticul la gunoi. În acea seară, merge la un bar și se îmbată singură. Cu toate acestea, se întoarce repede acasă și vomită pentru că la vârsta ei, consumul de alcool nu este la fel de ușor. Simțindu-se foarte frustrată, aruncă un glob de zăpadă într-un poster cu ea însăși mai tânără. Ulterior, ea recuperează sticul și sună la numărul respectivă. O voce misterioasă îi cere adresa și o dă în schimb înainte de a închide. În dimineața următoare, ea este supărată să găsească în ziar un anunț pentru un casting în care se spune că o vor pe următoare Elizabeth pentru emisiunea lor. După ce aruncă ziarul, Elizabeth își verifică corespondența și găsește un plic negru care conține un card cu numărul 503. Apoi se duce la adresa pe care a dat-o, care se află pe o alee dubioasă. Folosește cardul pentru a deschide ușa, care urcă doar pe jumătate și o duce pe un coridor foarte întunecat. În cele din urmă, ajunge într-o cameră cu cutii de depozit, așa că o deschide pe cea cu numărul ei și găsește o cutie de cartonă. Elizabeth se întoarce acasă și deschide în sfârșit cutia, unde găsește o trusă. Există un activator, un stabilizator, un comutator și alimente speciale. Instrucțiunile explică faptul că ea trebuie să se activeze o singură dată, să se stabilizeze în fiecare zi, să schimbe corpul la fiecare șapte zile fără excepție și să-și amintească că este una. După ce se uită la corpul ei în baie, Elizabeth se injectează cu lichidul verde. Timp de câteva secunde nu se întâmplă nimic, până când brusc, Elizabeth simte o durere puternică și se prăbușește pe podea. Corpul ei se contorsionează pentru o vreme, în timp ce pupilele ei se dublează și pe spatele apar un umflături mișcătoare. Deodată, o fantă uriașă îi deschide corpul și o ființă umană întreagă iese din ea. Uitându-se în oglindă, Elizabeth își dă seama că acum se află într-un corp mult mai tânăr. Când se uită mai atent, își poate vedea ochii verzi originali, ascunși în spatele noilor ochi albaștri. După ce vomită o parte din lichidul verde, noul corp închide fanta din vechiul corp și injectează pachetele cu alimente speciale. În dimineața următoare, noua Elizabeth aude un țipăt și observă că îi sângerează nasul, ceea ce reamintește că trebuie să se stabilizeze în fiecare zi. Folosind trusa din cutie, ia lichidul spinal din corpul vechi și îl injectează în cel nou, care oprește media sângerarea și scapă de zgomot. Ulterior, noul corp își cumpără niște haine frumoase și merge la audiție, prezentându-se ca Sui. Harvey este foarte impresionat de ea și o angajează imediat, dar Sui nu acceptă decât cu o condiție să poată lucra din două în două săptămâni, pentru că trebuie să aibă grijă de mama mai bolnavă. Disperat să aibă frumusețea în canalul său, Harvey acceptă. În cursul săptămânii următoare, Sui se bucură să fie din nou în centrul atenției și în curând există un nou panou cu chipul ei. Ea are grijă să se stabilizeze în fiecare zi, deși nu mișcă niciodată trupul Elizabeth de pe podeaua băi, La sfârșitul săptămânii, Sui folosește trusa de schimb pentru a conecta ambele corpuri și are loc un schimb de sânge. Sui leșină curând, iar Elizabeth este din nou activă, simțind imediat durerea de spate de la cicatrice. Se duce la secție și ar o cutie cu lucrurile ei, abia luându-și rămas bună. Săptămâna ei ca Elizabeth este incredibil de plictisitoare, iar ea abia așteptă să fie din osuie. În fiecare zi se asigură că stabilizează corpul și un alt plic negru sosește când trusa de reumplere este gata pentru ridicare, ceea ce înseamnă o altă vizită pe alea dubioasă. Când Sui se întoarce săptămâna următoare, caută un perete gol în baie și începe să-l dărâme cu intenția de a construi o ascunzătoare pentru celălalt corp. Petrece câteva ore lucrând, iar un vecin vine la apartament să se plângă de zgomot, însă se calmează instantaneu când o vede pe Sui. Ea îi spune că Elizabeth s-a mutat și închide ușa nas când încearcă să flirteze cu ea. Odată ce camera secretă este gata, Sui o ascunde pe Elizabeth și posterul ei mare înăuntru. Acum Sui își poate începe noua viață pe bune. Ea își prezinte emisiunea la televizor și toată lumea o adoră datorită corpului ei uimitor pe care nu ezită să și le taleze. Seara, ea merge la petreceri cu alți tineri și chiar aduce un tip acasă pentru a se distra. Cu toate acestea, distracția lor este întreruptă când Sui începe să audă zgomote stridente și îi sângerează nasul, anunțând că timpul a expirat. Ea fuge la baie și deschide camera secretă pentru a găsi trupul Elizabeth, zvârcolindu-se, în timp ce termină ultima pungă cu mâncare. Disperată să se întoarcă la tip, Su încalcă regulile, în loc să schimbe corpurile, ea reciclează un tub stabilizator și extrage mai mult lichid de la Elizabeth pentru a-l injecta în corpul ei. Imediat ce se simte mai bine, se întoarce la oaspetele ei și termină noaptea. Când se deschide fermoarul de la hainele lui Sui, o mulțime de organe și sânge ies din corpul ei. Totuși, acesta este doar un vis care o trezește pe Sui în mijlocul nopții, iar ea termină schimbul de corpuri. Elizabeth se trezește dimineața și descoperă mizeria lăsată de Sui în apartament și un bilet de la bărbat care spune că se va întoarce mai târziu. În acel moment, Elizabeth este îngrozită să descopere că orele suplimentare pe care le-a petrecut ca Sui au consecințe și acum o parte din mână arată foarte veche. Aleargă să dar nu se întâmplă nimic. Apoi Elizabeth sună la numărul de pestic, dar vocea misterioasă îi spune că nu se poate rezolva. Când Elizabeth încearcă să devină pe Sui, vocea amintește că Sui nu este o persoană separată. Ulterior, Elizabeth face curat în apartament, în timp ce se uită la televizor și ajunge să o vadă pe Sui în emisiune. Frumusețea trupului tânăr o enervează și ajunge să închidă televizorul. Apoi vecinul îi bate din nou la ușă și încearcă să o invite în oraș, dar Elizabeth nu îi răspunde. În acea după amiază, Elizabeth se duce pe alea după cutia de reîncărcare și aude un zgomot care seamănă în mod suspect cu cuvântul Sui. Îngrozită, ea fuge media cu cutia ei. Elizabeth ajunge să intre într-un restaurant și își ține mâna ascunsă într-o mănușă. Dintr-o dată, un bătrân spune că șapte zile se par mult timp, iar Elizabeth observă care acela semn pe braț ca asistentă care a dat sticul. El îi face cu ochiul și scapă din greșeală portofelul, care conține un car cu numărul 207. Acest lucru confirmă că asistentul era corpul tânăr al acestui bărbat, creat de substanță. El începe să-și împărtășească experiența, devine foarte singuratic să fii pur și simplu în viață și de fiecare dată devine mai greu să-ți amintești că trupul bătrân merită să există și contează și el. Când el o întreabă dacă trupul tânăr a început să o macine, Elizabeth fuge speriată. În fața apartamentului se întâlnește cu tipul de seară care venise să-și ia motocicleta. Acesta țipă la ea înainte să plece, ceea ce îi reamintește încă o dată cum o percep oamenii în acest corp. Având nevoie să se simtă mai bine în pielea ei, Elizabeth decide să-l sune pe Fred și acceptă o întâlnire. Își pune cele mai bune haine, dar când vine vorba de machiaj, copiază stilul lui sui. La ieșire, vede panoul publicitar cu poza lui Sui și asta o face să se simtă din nou prost în legătură cu corpul ei. Elizabeth își ia câteva accesorii și își aranjează machiajul pentru a avea un stil care să se potrivească cu vârsta ei. Cu toate acestea, când încearcă să plece din nou, vederea panoului continuă să o bântuie. Se duce din nou la baie și are o cădere nervoasă, în timp ce își aranjează machiajul și părul. În cele din urmă, ea nu merge la întâlnire și ignoră toate mesajele pe care le trimite Fred. Săptămâna următoare, în timp ce Su este la emisiune, se sperie când simte că îi apare o flătură pe spate, totuși când verifică, nu este nimic acolo. Echipa rulează înregistrarea pe cranul mare pentru a verifica ce s-a întâmplat, iar Sui se simte incredibil de expusă, așa că își pune un halat și se grăbește în cabina ei. Văzând de nou începe să o împingă prin corpul ei până ajunge la stomac, apoi încearcă să scoată înflătura care se dovedește a fi o gheară de pui. Următoarea dată când se trezește după schimb, Sui găsește resturile de mâncare lăsate de Elizabeth, care am în camul a mâncat mult pentru a-și face față depresiei. Sui furioasă sună la numărul de telefon pentru a se plânge, explicând că abia dacă are timp să se simtă bine din cauza serviciului, în timp ce Elizabeth își petrece zilele mâncând și uitându-se la televizor. Singurul răspuns al vocii este să-și reamintească că sunt aceeași persoană. Când merge la serviciu, Su este șocată să descopere că înregistrarea emisiunii sale a fost anulată și este foarte nervoasă când este chemată în biroul lui Harvey. Acesta are însă vești bune, Sui a devenit atât de populară încât vor să fie gazda unei emisiuni speciale de revelion. Evident, Sui acceptă și se duce acasă să ia mai mult din coloana vertebrală lui Elizabeth, susținând că nu poate rata această ocazie. Cariera îi merge atât de bine încât Sui continuă să facă acest lucru timp de mai multe zile, făcând ca gaura de pe spatele lui Elizabeth să devină verde și urâtă. Când Elizabeth se întoarce în sfârșit, țipă când își vede corpul. Este foarte bătrân și decrepit, iar picioarele abia se pot mișca. Elizabeth sună la numărul respectiv pentru a se plânge din nou de Sui, iar vocea se oferă să anuleze experiența, ceea ce înseamnă că Sui nu s-ar mai întoarce. Amintindu-și de noua carieră de succes, Elizabeth refuză oferta și continuă să se certe pentru că a uitat că sunt aceeași persoană. În ultima seară, Elizabeth încearcă să se ridice de pe scaun, dar piciorul ei nu vrea să coopereze, așa că trebuie să-l miște manual, ceea ce îi provoacă multă durere. Ia o carte de rețete și începe să gătească cantități mari de mâncare, în timp ce o ascultă pe Sui fiind intervievată la televizor. Sui își bate joc de veche emisiune și de Elizabeth, care începe furioasă să arunce cu mâncare în ecrană. Ea simte că și panoul își bate joc de ea, așa că aruncă cu o în fereastră și o acoperă cu ziare. Înainte de a face schimbarea, Elizabeth țipă lean în oglindă, încercând să-i reamintească lui Sui să se controleze. Când Sui se trezește, găsește apartamentul într-o stare dezgustătoare și începe să o insulte pe Elizabeth. Înfometată de răzbunare, ia mai multe ace de lichid spinal pentru a evita să se schimbe din nou. Trei luni mai târziu, Su este încă în control și există reclame pentru spectacolul ei de Revelion la televizor și pe panoul publicitar. Într-o seară, Su aduce un alt bărbat în apartament, dar îi spune să aștepte cât timp ea merge la baie. Camera ascunsă este plină de gunoaie, însă Sui continuă să extragă la Elizabeth fără să curețe. Rana de injectare este acum infectată, iar lichidul care iese pare întunecat și aproape necrotic. Începând să se simtă amețită, Sui sună la numărul de telefon și explică faptul că nu mai există lichid stabilizator, așa că vocea îi spune faptul că l-a drenat pe tot. Fluidul are nevoie de timp pentru a se regenera și pentru asta Sui trebuie să schimbe corpul. Ea se spere și refuză pentru că spectacolul ei cel mare este a doua zi, însă nasul începe să sângereze și se prăbușește. Luptându-se cu durerea, ea nu are de ales decât să se tărască înapoi în baie și să facă în sfârșit schimbarea în dormitor. Bărbatul aude un zgomot și vine la baie să investigheze, dar Elizabeth încuie ușa înainte că el să o poată vedea. Ignorând întrebările lui, ea se uită în oglindă și este îngrozită să descopere o abominație. Furioasă, ea țipă la tip pentru a-l face să plece. După ce iese din baie și este atât de greu să meargă, încât continuă să cadă. Când ajunge în sufragerie, sună la numărul de telefon și alege să anuleze experiența. Apoi scoate posterul vechi din camera secretă. În dimineața următoare, sosește un plic negru în care îi se spune că ultima livrare este în cutie. Elizabeth Elizabeth își acoperă corpul cu cât mai multe haine și în timp ce iese, strigă la vecină, care se ascunde imediat de frică. Ea leargă pe alee pentru a lua cutia și o aduce acasă pentru a o deschide, găsind o singură seringă cu un lichid negru. Deodată, aude o voce care spune că nu mai are cale de întoarcere, dar ea o ignoră și injectează lichidul negru în corpul lui Sui. Cu toate acestea, își amintește și că în seara aceasta este marele spectacol și se oprește înainte de a goli seringa. Apă Elizabeth o rezușitează pe Sui, făcându-i nasul să sângereze. Considerând că este un semn, Elizabeth a și dă lui sui puțin în sângele ei, ceea ce o trezește. În mod ciudat, Elizabeth nu adorme. Femeile se uită șocate una la alta, până când sui vede seringa de pe jos. Ea se sperie imediat și o urmărește pe Elizabeth, lovind-o cu piciorul de posterul ei mare, înainte de a o împinge împotriva geamului spart, pentru a încerca să o sufoce. Elizabeth reușește să apuce o vază și o sparge în capul lui Sui, înainte de a fugi spre baie. Sui încearcă să urmeze și când Elizabeth încuie ușa, o lovește în mod repetat pentru a o deschide din nou. Apoi Sui o mai lovește o dată pe Elizabeth și o forțează să se uită la Elena oglindă, înainte de a începe să-i spargă capul de ea. După mai multe lovituri, Sui renunță la corp și Elizabeth se târăște departe, doar pentru ca Sui o trimită în aer cu un alt de data aceasta, loviturile continuă timp de mai multe minute, până când Elizabeth este în cele din urmă fără viață, acoperită de sânge, suiși dă seama ce a făcut și îi zbucnește în lacrimi, dar asta nu o împiedică să-și amintească de misiunea ei. În acea seară, Sui merge la postul de televiziune și la scaunul de machiaj, începe să tușească și să audă țipătul. Aleargă la baie pentru a scuipa în chiuvetă și un dinte îi cade din gură. Pentru a testa starea corpului ei, Sui mai scoate doi dinți, ceea ce o face să scuipe mult sânge. După ce se spală, ea se întâlnește cu arvi și cu acționarii și le oferă un zâmbet cu gura închisă, apoi se urcă în lift și apasă un buton doar pentru a descoperi că și unghiile -i cadă. În acel moment îi cade ureche în mână, dar trebuie să o lase mai moale pentru că în lift intră și un bărbat. Sui și acoperă gaura din cap cu mâna până când bărbatul pleacă. După aceea, Sui iese pe ușa din spate și se întoarce în fugă la apartamentul ei, unde caută activatorul care trebuia să fie folosit o singură dată. În speranța că își poate face un nou corp frumos, ea se injectează cu lichidul verde și cade la podea de durere, în timp ce spatele îi se despică. Odată procesul încheiat, Sui verifică noul corp în oglindă și este îngrozită să descopere o creatură deformată dezgustătoare cu chipul lui Elizabeth pe spate. Această creatură este Monster Elizasiu și după ce vomită lichidul verde, își își pune rochia de spectacol și bijuteriile și de asemenea își ondulează puținele șuvițe de păr pe care le are. Pentru că nu o ajută prea mult, decide să distrugă fișul vechi pentru a-și face o mască pe care o lipește pe față și pe care se rujează. Apoi merge la postul de televiziune și este încântată să vadă că toată lumea o întâmpină cu cuvinte de laudă, dar se dovedește a fi imaginației. Deoarece luminile sunt stinse pe scena principală, Eliza se reușește să urce pe ea, fără să fie văzută. Când începe spectacolul, luminile sunt aprinse și încearcă să vorbească la microfon, dar nu reușește să zică nimic. În acel moment, masca cade și ea începe să vomite părțile corpului, ceea ce toată lumea găsește dezgustătoare. După șocul inițial, o femeie țipă și un bărbat o numește monstru, făcând ca și restul publicului să se sperie. O mulțime de bărbați o înconjoară și un ping de colo-colo, în timp ce o numesc monstru și ciudat. Ea cade pe podea în lacrimi, încercând să vorbească fără succes. Când se ridică în picioare, un bărbat o lovește cu o bătă de baseball, lăsându-o fără cap. Cu toate acestea, capul ei se regenerează încet, în același timp în care brațul ei cade și provoacă o explozie. Întreaga încăpere ajunge să fie acoperită de roșu, iar oamenii abia se pot mișca pentru că alunecă și cad pe alții. În cele din urmă, ea reușește să scape din clădire, dar în timp ce aleargă pe stradă cade și corpul explodează. Singura parte rămasă în viață este fața elizei, care se tărăște din mărman pentru a ajunge la steaua ei. Ea stă fericită pe ea și își amintește de zilele trecute până când se topește. În dimineața următoare, un spălător de podele curăță totul, ca și cum ar fi fost doar o altă pată pe stradă. Dacă acest video v-a plăcut, lăsați un like și abonați-vă. Mulțumesc pentru vizionare!